3.000 de oameni au umplut sala Olimpia la lansarea candidaturii lui Alfred Simonis pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș și a candidaților CJT. Simonis a făcut intrarea în scenă din mijlocul spectatorilor care futurau pancarte pe care era scris numele lui. Actualul președinte al Camerei Deputaților a vorbit despre dorința ca Timișoara și Timișul să revină în fața Clujului și a altor orașe care au luat-o înainte ca dezvoltare, dar a explicat și de ce lasă a treia funcție în stat pentru președinția Consiliului Județean Timiș. Până la urmă, ce sens are, oameni buni, să fii al treilea om în stat, al doilea, primul, al 17-lea, dacă n-ai unde să-ți duci copilul la spital când ai o problemă cu el? Dacă nu poți să te bucuri de infrastructură sanitară? Dacă nu poți să-ți duci părintele atunci când are o problemă, să facă un remene? Și până de curând trebuia să stai 2 luni să se întâmple asta. Dacă stai ore în trafic, cu ce te bucuri că ești primul, al doilea, al treilea, al cincilea om în stat? Dacă faci o oră de pe șoseaua, de pe autostrada care trece pe lângă Timișoara până ajunge Timișoara? Dacă n-ai centură și de la Șag până la Giroc trebuie să faci 40 de minute în loc să faci 5? Dacă n-ai un stadion în care să joace echipa favorită? Dacă n-ai o sală polivalentă în care să poți organizezi competiții sportive, dar și acțiuni culturale? Ce sens are? Al câtelea om ești în stat? Alfred Simonis a vorbit despre principalele obiective ale mandatului său pe care le-a tras pentru Timiș. Printre ele se numără Institutul Oncologic, Stadionul Dan Păltinișanu, Spitalul de Copii, cele două centuri. Acesta a precizat că aceste investiții trebuie dublate de alte proiecte. Vreau să vă mai spun ceva, și anume că nu trebuie să ne oprim aici. Nu recuperăm decalaje și nu putem reveni în frunte acelor clasamente dacă ne oprim aici, oameni buni. 4 miliarde de euro sunt bani foarte mulți, dar sunt insuficienți pentru a recupera tot ce nu s-a făcut din fonduri guvernamentale în acești ani. Spuneam și mai dau acest exemplu și aici, că în iulie se inaugurează centura de sud a municipiului Timișoara, s-a lansat în licitație centura de vest, la două benzi pe sens, o investiție de aproape 500 de milioane de euro. Acum s-au depus ofertele. Probabil că va fi gata în 2 ani, în 2 ani și jumătate. Sorine, în cât timp va fi gata? Acolo, 2 ani. 2 ani de zile. Știți că în timp ce noi abia închidem în 2 ani Nelu 1 al centurii la Oradea, se construiește a doua centură? În cazul evenimentului au mai luat cuvântul Sebastian Ducanu, senator, Sorin Ionescu, candidat pentru Consiliul Local, Cristian Bușoi, europarlamentar, Vasile Blaga, președinte PNL Timiș, Aura Danielescu, inspector școlar general, Nicolae Robu, candidat pentru primăria Timișoara, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, Marilen Pirtea, rector UVT. Sorin Grindeanu a vorbit despre ascensiunea lui Alfred Simonis, de la tânărul ambițios la omul politic care este acum. Alfred Simonis are potențialul și are o miză, aceea de a restabili locul județului nostru în România. Pentru asta trebuie forță, pentru asta trebuie forță politică, pentru asta trebuie determinare. Iar Freddy le are cu prisosință. Vă cer astăzi să credeți în capacitatea lui Freddy de a conduce acest județ și de a reconstrui tot ce s-a pierdut și de a obține tot ce este posibil pentru județul nostru. Deputatul Marilen Pirtea, rector al UVT, a vorbit despre necesitatea unei administrații județene care să susțină investițiile în domeniul educațional, despre importanța unui centru universitar puternic. Toate acestea se construiesc, nu stau la voia hazardului. Se spune că cea mai bună formă de a previziona viitorul este să-l construim. Asta facem noi, doamnelor și domnilor, încercăm împreună să construim viitorul și să nu stăm la mâna hazardului. Dar nu despre noi este vorba, pentru că noi nu suntem un scop, noi suntem un mijloc. Scopul sunt cetățenii, sunt timișorenii, sunt timișenii, pentru care noi trebuie să stăm umăr lângă umăr ca să primească ei ceea ce merită. Pentru că în ultimii 4 ani au fost văduviți de aceste lucruri. Dincolo de infrastructura despre care s-a făcut atât de mult vorbire, că vorbim de spitale, de centru oncologic, că vorbim de centură, că vorbim de drumul expres Moravița-Timișoara, că vorbim de stadion, sală polivalentă,
de sănătate în general, dar și de educație. Pentru că cea mai bună investiție pe care poate să o facă un părinte este aceea să investească în educația copilului său, pentru că această investiție nu va da niciodată faliment. Premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a transmis și el un mesaj de susținere. Acesta a subliniat că timp de 30 de ani Timișoara și Timișul au fost lipsite de proiecte majore și că această situație s-a schimbat deoarece acum există oameni care s-au luptat pentru a aduce investiții în județ.